Un teribil asasinat zguduie liniștea unui cartier select din Oradea. Un afacerist înstărit a căzut victima unui atac sălbatic pus în scenă chiar de fiul lui. Furios după ce a aflat că tatăl său are o amantă, tânărul de 25 de ani l-a bătut crunt, apoi l-a înjunghiat. Polițiștii l-au prins la scurt timp. Spun că ar fi încercat să-și facă singur rău după crimă. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Tânărul de 25 de ani abia aflase că tatăl său, în vârstă de 53 de ani, avea o amantă cu 28 de ani mai tânără. Orbit de furie, fiul i-a cerut socoteală. Cei doi au început să se certe, iar la un moment dat tânărul a pus mâna pe un cuțit și în ploaia de lovituri și-a înjunghiat tatăl. Cei doi bărbați, tată și fiul, locuiau împreună în chirie în acest apartament. Aici a început conflictul dintre cei doi și a continuat apoi pe scara blocului. Scandalul s-a prelungit până în parcare, unde cei doi au fost găsiți de echipajele SMURD într-o baltă de sânge. Aici, plin de sânge, acolo a fost o baltă mare de sânge în spate, unde am curățat noi. Pereții, dacă uitați, se vede bine și uitați, se vede urmele încă. Anchetatorii spun că tatăl a fost înjunghiat de mai multe ori, iar apoi fiul și-a provocat și el câteva răni. Vecinii spun că tânărul obișnuia să consume droguri și nu este exclus ca acum să fie acționat sub influența substanțelor psihoactive, mai ales că ar mai fi avut ieșiri agresive. Bătrânul a avut o amantă sau nu știu, ceva genul și de acolo a pornit totul. A auzit băiatul, din câte am înțeles, că a zis vecinii că consuma droguri sau ce-o consuma. Și de acolo a pornit totul. Amândoi au ajuns la spital, însă tatăl a murit după câteva ore în care medicii s-au luptat să-l resusciteze. Pacientul mai tânăr a ajuns cu plăci multiple, tăiate, înjunghiate pe mai multe regiuni ale corpului. A fost în permanență stabil, nu au fost afectate structuri anatomice vitale. Bărbatul ucis este un cunoscut om de afaceri din Beiuș. În trecut a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și înșelăciune. Fiul său a fost reținut pentru 24 de ore, dar a rămas internat pe secția de chirurgie, unde este păzit în permanență de polițiști. În caz de urgență, apelați numărul Tel Verde 0800 500 333, destinat victimelor violenței domestice. Un tânăr din Olt a sfârșit în mod șocant după un banal control în trafic. Era în mașină cu alți prieteni și aveau droguri la ei. Iar când a văzut polițiștii, el s-a speriat și a vrut să înghită pliculețul cu praf alb. Vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Colega mea Adina Iliescu ni se alătură cu întreaga poveste. Adina, bună seara! Bună seara, Radu, bun găsit tuturor! Autoturismul a fost oprit pe o stradă din Slatina și asta pentru că în interior se aflau 6 persoane, deși mașina avea doar 5 locuri. O contravenție care s-ar fi soldat cu o amendă pentru șofer. Doar că unul dintre pasageri, un bărbat în vârstă de 31 de ani, s-a speriat. Polițiștii au observat că acesta încerca să mestece un obiect din material plastic. Ulterior, oamenii legii au descoperit că era de fapt o punguță cu aproximativ 2,5 grame de droguri. Tânărul nu a înghițit plicul, însă a ingerat o mare parte din substanța respectivă. Nu a apucat să ofere foarte multe detalii pentru că i s-a făcut rău și a intrat în stop cardiorespirator. Un echipaj de ambulanță a constatat decesul tânărului. Ulterior, autoritățile au descoperit în mașină mai multe țigarete artizanale, pastile, dar și plicuri cu substanță albă și material vegetal. Tânărul, care a murit sub ochii polițiștilor, avea antecedente penale. Anul trecut fusese condamnat la 9 luni de închisoare cu suspendare pentru deținere și vânzare de substanțe psihoactive. Deocamdată acestea au fost informațiile. Mă întorc la tine. La câteva luni de când Alexandra, tânăra de 26 de ani, a murit ignorată de medici la Spitalul Județean din Botoșani, este acum un nou scandal acolo. Astăzi, procurorii DNA au descins la unitatea medicală, dar și la alte 10 de adrese, într-un dosar de dare de mită pentru angajări în spital. Șpaga ajungea până la 15.000 de euro. Cum funcționa rețeaua, știe colega mea Delia Sândulachi. Delia, bună seara! Bun găsit, oricine voia să se angajeze la spitalul unde a sfârșit tânăra mămică o putea face dacă avea suma necesară. Șpaga ar fi pornit de la 2.000 de euro pentru angajații necalificați, iar pentru unele posturi, cum ar fi cel de asistent, ar fi ajuns chiar și la 15.000 de euro. Banii ar fi ajuns la destinatar prin intermediari, iar candidații nu ar fi interacționat direct cu cei care decideau pe cine angajează. Faptele de corupție s-ar fi petrecut în ultimii 5 ani.
ani, spun procurorii DNA, care au descins astăzi atât la unitatea medicală din Botoșani, cât și la instituții publice, la sediul unui partid politic, dar și acasă la suspecți. Anchetatorii au ridicat astăzi mai multe documente, iar 25 de persoane au fost duse la audieri la sediul DNA Suceava. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere! Cei care au avut drumuri de făcut cu trenul s-au trezit că biletele s-au scumpit peste noapte. Călătorii au rămas surprinși, iar până la revoltă nu a fost decât un singur pas. Majorarea este de peste 8%, în condițiile în care avem aceleași trenuri vechi, care ajung de multe ori cu întârzieri mari la destinație. Majorare peste noapte la biletele de tren. De asta au avut parte călătorii în plin sezon de scumpiri. Bușteni 29,50. S-a scumpit cu 3 lei. Nu cred că e o idee bună să facă asta peste noapte. Mi s-a și făcut normal să anunțe. O majorare neanunțată de 8,8%, astfel că acum prețul unui bilet de tren de clasa a doua din București până la Brașov îi face pe români să scoată din buzunare 65 de lei, în timp ce călătoria București-Constanța costă aproape 80 de lei. Nici nu mai vorbim de rutele mai îndepărtate. Până la Iași, acest domn plătea aproximativ 100 de lei. Mare a fost mirarea când la casa de bilete a trebuit să achite 136 de lei. E un fel de... Așa la oameni. Acum de sărbători, nu se le iese prețurile mai ieftine, să meargă lumea. Nemulțumirile se țin lanț. Păi condiții zero. Condiții zero, dar... Nimica. Ce condiții? Merg în teremul de frig, nu scaune, mordare, tot. Mai și înflui și prețurile. Cred că condițiile în majoritatea trenurilor lasă de dorit. Păi da, asta da. Salariile sunt cu 10% mai mult. Reprezentanții Autorității pentru Reforma Feroviară au anunțat că tarifele au fost actualizate abia la două zile de la modificarea prețurilor. Guvernul a stabilit să existe această procedură de actualizare anuală eșalonată a prețurilor. În condițiile în care costurile de operare au crescut și pentru furnizorii de servicii publice pe transportul feroviar de călători, acestea trebuie într-un fel acoperite. Altfel, întotdeauna ne vom plânge de reducerea calității, de vagoane care nu pot fi reparate, de trenuri care sunt suspendate. Ultima majorare de tarife în transportul feroviar de călători a avut loc pe 1 iulie 2022. Bugetul pentru anul 2024 a prins contur. Autoritățile au promisiuni cât cuprinde pentru venituri mai mari chiar în an electoral, dar marea necunoscută rămâne proveniența banilor. Colega mea Diana Buzea ne spune ce au pregătit guvernanții. Diana, bună seara! Bună seara, Radu! Începem mai întâi cu o veste pentru părinți, pentru că aceștia ar putea primi de la angajator 1.500 de lei pentru plata cheltuielilor cu creșa. Este o măsură prevăzută în bugetul pe anul 2024, după ce a fost eliminată în 2021, pe motiv că la acea vreme nu mai existau bani la bugetul statului. Continuăm cu salariile, pentru că guvernul încă nu s-a decis dacă va majora sau nu salariul minim brut la 3.700 de lei la anul, însă știm sigur că în bugetul pe 2024 este prevăzută o majorare a salariilor bugetarilor, concret cu 5%. Și salariile profesorilor vor crește la anul, este vorba despre o majorare cu 20%, prevăzută în două etape, însă concret 13% din luna ianuarie și 7% din luna iunie. Nu uităm nici de pensii, din nou o dublă majorare, o indexare cu 13,8% în luna ianuarie, urmată de o recalculare în luna septembrie. Vedem că în bugetul pentru anul viitor, un an electoral de altfel, guvernul a dat câte puțin fiecăruia. Însă ne întoarcem la aceeași întrebare, de unde vor proveni toți acești bani? Pentru că ce știm acum este faptul că toate încasările ajung abia la jumătatea cheltuielilor. Cel mai probabil mâine va fi adoptat acest proiect în guvern. Atât de aici, Radu, înapoi la tine. Diana, îți mulțumesc. Sistemul de sănătate stă să se prăbușească după ce și medicina de familie se află la un pas de colaps. Asta pentru că medicii de familie nu mai pot financiar vorbind să-și țină cabinetele deschise, deoarece casele de asigurări de sănătate nu le-au virat plățile integrale pentru luna octombrie și nici pentru decembrie nu sunt șanse prea mari. Iar victimele colaterale în acest război sunt evident pacienții, care ar putea să fie taxați pentru vizita la medic, chiar și pentru o simplă rețetă. E deschis, dar nu putem lucra. Haideți, vă rog. Pentru medicamente ați venit, da. Vă înțeleg. Ce perfect. Da.
Suntem în grevă, suntem nedecontați din luna octombrie. În această situație sunt mii de pacienți din județul Mureș. Oamenii se duc la cabinetele medicilor de familie și se lovesc de refuzuri. Doar pacienții cu boli grave sunt primiți de când doctorii au decis să intre în grevă pentru că nu și-au mai primit plățile pentru serviciile din luna octombrie. Afișul este pus pe ușă. Am anunțat telefonic pe cei pe care puteam să-i contactăm să nu se mai deplaseze până aici. Dorim să fim plătiți pentru ceea ce am muncit în luna octombrie. Am pus foarte multe întrebări, am solicitat, am rugat, am întrebat și am fost tratați cu o aroganță extraordinară din partea Casei Naționale de Sănătate. Nu am primit niciun răspuns. Blocajul financiar persistă din luna august. Acum se apropie termenul pentru decontarea cheltuielilor pe noiembrie, însă mulți medici nu au primit banii nici măcar pe luna octombrie. Nu s-a făcut niciun fel de plată. Abia la începutul lunii septembrie s-au plătit sumele către furnizorii de servicii medicale. Au fost județe în care s-au făcut întâi niște plăți parțiale, au fost județe în care s-a plătit totul integral după 1 septembrie. În luna septembrie trebuiau să se plătească banii pe august, iarăși s-a întârziat. Cabinetele de medicină de familie au început să acumuleze nu doar restanțe la plata salariilor, ci și penalități de întârziere pentru neachitarea facturilor la utilități și furnizorii de consumabile. Ca peste tot în țară, și medicii de familie din Buzău vor să aplice taxe pentru toate serviciile oferite asiguraților. Deci tot ceea ce înseamnă adeverință, act, completarea unor acte pentru terțe instituții, toate acestea sunt taxabile. Ar putea intra și altele? Adică eliberarea ar putea să intre consultația la cerere, consultația neprogramată. Dacă e cazul, trebuie să plătim, plătim, dacă ne obligă. Pentru sănătate, dăm toate alea. Nu mi se pare corect ceea ce se întâmplă, atâta timp cât serviciile medicale ar trebui să fie gratuite. Între timp, Casa de Asigurări a anunțat printr-un comunicat de presă că începe să vireze banii către cabinete, însă medicii de familie nu vor renunța la măsurile luate decât după ce îi vor primi. Sacul moșului se umple pe datorie. În luna decembrie se acordă cele mai multe credite din an. De sărbători, oamenii cumpără în rate cadouri, dar și alimente. Doar îndatorându-se mai pot avea un Crăciun ca la carte, spun aceștia. Pentru mulți este regulă ca de Crăciun să nu le lipsească nimic, cu toate că venitul nu poate acoperi toate doleanțele. Masa trebuie să fie îmbelșugată, iar sub bradă 10 de cadouri, chiar dacă asta înseamnă să se împrumute la bancă. Niciun Crăciun fără datorii. Când vine vorba de luat cadouri, nici nu mai contează ce se află în portofel. Prețurile cam mari. Cam cât trebuie să vă coste toate cadourile anul ăsta? Vreo 2000 de lei? 20 ceva de milioane, cam așa. Pentru toată familia, suntem vreo 5 membri. Suma nu mai pare așa de mare dacă este împărțită pe mai multe luni. Din acest motiv, mulți preferă să cumpere acum și să plătească mai târziu. Este o idee bună, care eu toată viața m-am împrumutat și am avut ceareuri. Cred că depinde de valoare foarte mult. Dacă o valoare mai mare, cu siguranță e un avantaj să cumperi în rate. Dar oamenii nu cumpără în rate numai produse scumpe. Observăm o creștere în ceea ce privește tranzacțiile în domeniul modei și în domeniul alimentelor. Sigur că luna decembrie încă nu s-a încheiat, dar știm că este o perioadă în care apetitul clienților se mărește, lumea cheltuie mai mult. Unele bănci înregistrează o creștere de 50% a cererii pentru cardurile de credit în preajma sărbătorilor de iarnă. Aceste împrumuturi ne pot fi de folos dacă respectăm 3 reguli de aur. Cea mai importantă regulă este să nu retrageți bani de la bancomat, pentru că așa veți plăti cele mai mari comisioane și dobânzi. În al doilea rând, cumpărați de la magazinele partenere, pentru că așa veți beneficia de rate fără dobândă. Iar nu în ultimul rând, trebuie menționat faptul că în fiecare lună trebuie să plătiți rata integral, nu numai suma minimă, pentru că altfel veți plăti dobânzi de până la 10%. În țara noastră sunt active peste 3 milioane de carduri de credit. Plajele din nordul litoralului sunt puternic afectate de furtunile violente din ultimele săptămâni. Deși fenomenul de eroziune este unul natural, vremea extremă grăbește dispariția unor porțiuni însemnate de nisip. Scenariile pesimiste arată că plajele extinse din Mamaia pot pierde 7 metri din lățime după numai o iarnă cu valuri puternice. Litoralul românesc a fost lovit de furtuni cu valuri înalte de peste 5 metri și viteze ale vântului de 120 de km pe oră, iar efectele se văd în continuare, mai ales pe plajele din nord. Acel fenomen de cliffing, hai să spunem terasare, este un fenomen prin care diferența de nivel între plaje
submersă și emersă, generează o erodare, o eroziune destul de serioasă atunci când valurile vin și lovesc mai puternic. Astfel de dune au apărut și anul trecut în zonele cu plaje extinse. Natura își urmează cursul, să spunem așa. Practic este o chestie artificială făcută și este normal să se întâmple acest lucru. Sezonul estival din 2024 nu va fi afectat de aceste fenomene. Plajele își vor recăpăta aspectul după intervenția celor care administrează porțiunile de nisip. E drept, eroziunea duce la dispariția unor porțiuni însemnate, dar procesul de extindere poate fi reluat. Cei care nu au timp sau poate nu sunt foarte pricepuți în bucătărie vor mânca de Crăciun bunătăți gătite de profesioniști. În această perioadă, tot mai mulți români apelează la firmele de catering sau restaurante și primesc în prag de sărbători meniul complet, de la caltaboș și jumări până la friptură și sarmale, salată de băf sau cozonac. Iar în această perioadă se preiau ultimele comenzi. Această băcănie s-a trezit cu o avalanșă de comenzi pentru masa de sărbători. Pachetele includ un meniu complet, iar oamenii au început să comande mult mai devreme față de anii trecuți. Românii care vor să petreacă un Crăciun tradițional sunt așteptați în mărginimea Sibiului. De la cârnați, jumări sau clasica aslănină, toate vor fi la loc de cinste pe mesele de sărbători. În pensiuni este deja forfotă mare, iar gazdele au început ultimele pregătiri. În această pensiune, din mărginimea Sibiului, se lucrează la foc continuu. Pentru ca totul să fie gata la timp de sărbători, startul pregătirilor s-a dat încă de la începutul lunii. Facem jumări. Mai trebuie? Da, mai trebuie, vă dați seama, trebuie să fie crocante, bineînțeles. A cât atură e? Asta e 5 atură, mai avem de pregătit pentru oaspeți, pe care îi așteptăm cu mare drag. Cămările sunt pline cu preparate tradiționale din carne de porc, care vor face deliciul turiștilor. Primele pregătite au fost afumăturile. Fiecare cârnată are o altă rețetă, sunt toate din carne de porc, dar unul este mai picant, unul este mai uscat, caltaboșul cu ingredientele clasice din măruntaiele de porc, toba la fel, mușchi file. Avem aici și o mică afumătoare de lemne, de doar din fag. Până acum nu ne-au învins niciodată musafirii, în sensul că au cerut și noi n-am avut să le dăm. Cei care vor petrece Crăciunul în mărginime vor avea parte de un festin culinar cu mâncăruri tradiționale. Ciorbe ardelenești sau o supă de găină de casă cu tăiței sau cu găluște, toate preparatele pe care le avem de porc sunt pregătite după rețetele de acasă. Biblia noastră chiar este un rețetar foarte vechi, din 1962. Până la sosirea oaspeților, pensiunea a fost decorată de sărbătoare, iar în camere s-au făcut ultimele aranjamente. Noi le impunem oaspeților minim două nopți de cazare, cazare care are inclus micul dejun sub formă de bufet și acces la o piscină interioară. Rezervările până la această dată am ajuns la 56%, acesta este gradul de ocupare până la această dată, deci mai avem câteva camere. Mărginimea Sibiului cuprinde 18 localități și este în topul destinațiilor preferate de turiști în perioada sărbătorilor de iarnă. Desemnat de specialiștii Organizației Mondiale a Turismului, drept unul dintre cele mai atractive sate turistice din lume, Rășinariul atrage vizitatori din toate colțurile lumii. Cei care vor veni să petreacă aici de sărbători vor descoperi farmecul vieții la țară, dar și tradițiile locului. Prețurile pentru o noapte de cazare în pensiunile de aici pornesc de la 410 lei pentru două persoane. Newstime se oprește aici. Sunt Radu Andrei Tudor. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2. Să aveți o seară așa cum vă place. Până mâine la prânz avem în vigoare un cod galben de ploi. În Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, precum și în zonele montane aferente, va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat și izolată de peste 50 de litri pe metru pătrat. Iar în Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali s-a emis un cod portocaliu de ploi. În aceste zone, cantitățile de apă vor depăși 70 de litri pe metru pătrat. La noapte, cerul va fi noros și va ploua în vest, centru și nord, unde se vor acumula cantități de apă de
de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane aferente izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. La munte, stratul de zăpadă va continua să se diminueze, iar la altitudini de peste 1500 de metri, în special în nordul Carpaților Orientali, trecător vor fi precipitații mixte. În celelalte regiuni, temporar va fi nebulozitate joasă sau ceață și pe arii restrânse va ploua slab sau va burnița. Izolate vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe crestele montane, unde vor fi rafale de 70-80 de km pe oră, iar cu viteze mai mici, de 40-55 de km pe oră și în vest, centru și est. Temperaturile minime, mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată, vor fi cuprinse în general între 0 și 8 grade. Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Mâine cerul va avea norări și mai ales seara temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi în mare parte norat și va ploua, mercurul din termometre urcă până la 13 grade în Călăraș și 12 grade în Ploiești. În Transilvania ne așteaptă vreme închisă cu ploi și maxime de până la 6 grade în Cluj-Napoca și 9 grade la Alba Iulia. În Moldova se anunță vreme mohorâtă și rece cu ploi, mercurul din termometre va urca până la 12 grade în Galați și 6 grade în Iași. În vestul țării va fi o zi cu vreme închisă și ploioasă, se vor înregistra 7 grade la Reșița, la fel și în Oradea. În Oltenia cerul va fi mai mult înnorat, iar meteorologii anunță ploi. Maximele vor atinge 9 grade la Craiova și 8 grade în Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea atmosfera va fi în mare parte însorită, temperaturile maxime urcă până la 14 grade în Tulcea și 16 grade la Mangalia. În capitală cerul a fost temporar noros și a ploat slab, maxima a fost de 9 grade. La noapte cerul va fi temporar noros și vor fi posibile ploi slabe, iar vântul va sufla slab și moderat, temperatura minimă va fi de 3 grade, vor fi condiții de ceață. Mâine valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va avea norări și mai ales seara temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade. La munte vremea se va menține în general închisă. Pe parcursul zilei vor predomina ploile, iar noaptea, în special în munții Banatului, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, se vor semnala precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Izolat, cantitățile de apă vor mai depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări pe creste, îndeosebi în Carpații Orientali, unde vor fi rafale de peste 70-80 de km pe oră. Valorile termice vor fi în scădere ușoară față de ziua precedentă în cea mai mare parte a zonei montane. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme!